Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi voi face ceva absolut extrem de original și ceva ce n-a mai făcut nimeni în România, așa ceva, și anume voi citi o poveste de pe Wattpad. Da, știu, nu aruncați cu pietrene, știu că acum un an, doi, toată lumea făcea căcatul ăsta. Dar am primit în comentarii o poveste de m-a pus careva să o citesc. Și având în vedere că eu chiar țin la comunitatea mea și ascult de voi și ascult de pe voastre, am zis hai să încerc să fac și asta. Așa că am văzut ce mi-a lăsat unul comentariu și am zis hai să citesc această poveste intitulată Viața lui Obezăl. După titlu pare interesantă, dar s-ar putea să fie un pic cam exagerată, nu știu de ce, de asta presimt. Și dacă nu e nimic interesant la această poveste și probabil o să mă plictisesc sau să adorm citind-o, evident n-o să pun videoclipul. N-am de gând să filmez într-una clipuri doar ca să am, doar ca să am așa, să pun într-una clipuri mai constant. Eu, într-adevăr, în fiecare zi am tentative de clipuri pe care vreau să fac, dar văd că nu prea sunt cine știe ce căcat și zic, bă, mai bine nu le pun, decât să pun clipuri doar de dragul de a pune clipuri ca să fac spam de videoclipuri, mai bine pun la câteva zile, dar ceva cât de cât mai ok, nu, de asta nici nu prea mai fac gaming, că nici nu prea mai prind de aia și nici măcar eu nu mă uit la gaming la alții, ce drept, mă mai uit doar la Codrin când mai pune diferite jocuri, dar nu pentru joc, mă uit pentru că e Codrin fain și am de că eu nu sunt Codrin, deci da, hai să citim, Viața lui Obezăl, primul capitol, Viața lui, hai să vedem. Obezăl a fost un copil extraobez născut în Slatina, deci este român. La 3 zile când măsa a aflat că e gravidă, a trebuit să îl fete, că avea 200 de chile. La o zi după naștere mânca 19 șaorme XXL și 29 de porții mari de cartofi de la McDonald's. La cămin, cred că grădiniță voia să zică, avea 400 de kilograme și își trivea colegii din greșeală. Când era la baia de la cămin, mânca hârtie igienică și săpun lichid și se căca reviste cu Violeta. Un început bun, îmi place. Și direct cu majuscule viol acolo, sau violata, cum îi mai ziceam. Toate fetele îl adorau pentru asta. La 6 ani avea 600 kg și mergea la școală. Era un elev foarte slab. Lua numai 2, chiar mă gândeam, zicea slab la 600 kg, ce dracu. El înmulțea nota cu 30 și atâtea porții de cartofi de la McDonald's mânca. Își îneca amarul în mâncare. Trece timpul și face 18 ani, ajunge la vârsta mea. Se mută în canal și face o fermă de șobolani. Mă, e profitabil să ai fermă de șobolani. Făcea milioane de dolari din asta. Până când a intrat o pisică în canal. La 23 de ani avea 900 kg. Și s-a făcut asasin. Mă, din câte ați văzut și voi, asasinii, din, cel puțin din jocul din Assassin's Creed, sunt și ei mai, să se poată camuflați. Băi, agen, nu știu cum poți face un asasin de 900 kg. Probabil e o matahală domn cât un dinozaur. Și probabil ăsta când e să facă o asasinare, nu se strecoală în casa ta. Nu, intră direct, îți sparge peretele și te mănâncă cu totul. Se deghiza în bolovan punându-și un cerceaf gri pe cap. Sau așa, se deghiza în bolovan și se rostogolea și își dădea drumul de pe munte și pica direct pe casa ta și te omora. Bun asasinul ăsta, îmi place. Ăsta nu mai e asasinare, asta e direct atac frontal. Și se rostogolea strivindu-și victimele. Ce v-am spus eu? Aia cu rostogolit de pe munte ca să prindă viteză mai mare, să fie, ca să fim siguri că îl termină mai repede pe nenea victimă și n-o să se chinuie victima. Să îi dea omorul din start, să-i dea insta-kill, one tap. Făcea milioane de dolari, până când victima lui trebuia să fie Mia Khalifa. Se cam încinge treaba. Când s-au văzut, s-au îndrăgostit pe loc. Iubitul ei suedez l-a împușcat pe Obezăl, dar slana protectivă, slănina protectivă a făcut ca glonțul să ricoșeze și să-l împuște pe suedez drept în cap. Obi cum îl alinta Mia, a decis ca ei doi să se mute în Australia. La 34 de ani, când avea 1,8 tone, a devenit Putin al Australiei. Avea miliarde de dolari. Acolo toți inamicii politici îi strivea. El îi strivea pe toți inamicii, am înțeles. Până la urmă, la 53 de ani, când avea 2,8 tone, Dumnezeu și-a concentrat puterea toată și a dat bomba sub el, trimițându-l în galaxii nemai văzute. Dar Obi trăiește.
Continuarea depinde de susținere. Mai pot face minim 3 povești. Viața lui Obezel 2, Obezel în iad, Obezel în rai. Că deja presti cum o să fie aia cu el în rai și în iad. Nu încape sub pământ prin crăpături și nu încape nici pe poartă. Sigur ești un episod de vreo 3-4 minute cel mult. Mie mi-a plăcut, o poveste scurtă, dar funny. Sincer, prefer să îmi delectez privirea și să citesc asemenea texte despre chestii despre care n-o să creadă nimeni decât, nu știu, decât să citesc povești cum că ar fi fetițe care n-au 13 ani cel mult, care doresc să facă dragoste ca în filme cu diferiți influenceri de la noi din țară. În fine, mă... Dacă nu uit, vă las link-ul în descriere de la povestea asta, nu știu, dați-mi comentarii, dați-mi voturi, dați-mi steluțe de alea, eu n-am cont aici, nu mă bag. Dați-mi voturi, dați-mi tot ce vreți, că-s curios ce chestii mai faci. Momentan mi-a plăcut. Nu este cea mai wow poveste, dar mi s-a părut funny, dacă tot mi-a lăsat cineva comentariu cu povestea lui, am zis, hai totuși să mă uit. Dar având în vedere că eu nu sunt genul ăla care, nu știu, întâi se uită la clip și apoi face reacție la el, eu fac direct, am zis, o citesc direct așa și dacă este filmarea bună, și postez. Și cred că v-am satisfăcut și pe voi așa, ok, asta n-a sunat prea bine. Băgați un click în descriere și votați povestea lui ăsta, scurăs ce mai urmează cu Obezel ăsta. Dacă mai aveți povești din astea scurte, nu de-astea lungi cu filme de dragoste, cu cine știe ce, da, astea și-a mai tâmpite, să lăsați un comentariu. Îmi viu și eu un trend ăsta care, sincer, nici nu trebuia să apară, probabil. În fine, hai, cam atât. N-am făcut 10 minute ca să pot să bag 15 reclame ca să strâng mai mulți bani pe care îi adun așa cu lopata de la mine din cameră. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!